Pentru anul 2017, aproape 1000 de fermieri olteni au depus acordul pentru subvenționarea combustibilului utilizat la muncile agricole. Pentru fiecare hectar de teren cultivat se acordă 78 de litri de motorină. 1,4 lei primesc agricultorii de la stat pentru fiecare litru de motorină utilizat. Condiția este să facă dovada folosirii cantității prin factura fiscală. Cererile se depun după fiecare trimestru, iar banii vin în luna imediat următoare. Fermierii din județ depun acum actele doveditoare pentru primul trimestru din 2017, respectiv lunile ianuarie, februarie și martie. Fermierii pot depune începând cu 1 aprilie cereri pentru plata motorinei trimestru 1-2017. Țin să precizez că la sfârșitul lunii decembrie un număr de 970 de fermieri au solicitat acorduri pentru a primi subvenția pe motorină. Față de anul precedent, față de anul 2015, este o creștere substanțială, spunem noi, de la 880 de acorduri câte am avut în anul 2015 la peste 900 de acorduri, 980 de acorduri. Sunt 100 de fermieri care solicită acest sprijin. Sigur, urmează să primească în aceste zile motorina pentru trimestru 4-2016. Acum ar putea fi ultima dată când fermierii depun cererile de subvenționare pentru o perioadă de 3 luni. Oficiale din cadrul Ministerului Agriculturii spun că se va renunța la această procedură. Astfel, agricultorii vor depune documentele doveditoare la sfârșitul fiecarei luni, ca luna imediat următoare să poată primi banii. Așteptăm și noi, așa cum a promis domnul ministru, modificarea ordinului. În acest sens, fermierii pot depune lunar solicitări de plată și vor primi bani în luna imediat următoare solicitări. În cazul în care ordinul va apărea în timp util, chiar începând cu luna aprilie, fermierii pot depune motorina achiziționată în luna aprilie, urmând să primească banii în luna mai. Guvernul a alocat suma de aproape 350 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat în anul 2017 pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Valoarea maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2014-2020 este de 3,3 miliarde de lei. Pentru anul acesta, valoarea efectivă a sprijinului este de 1,4 lei per litru și reprezintă diferența dintre rata accizei standard și rata accizei reduse.